Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul întrebării, o ediție în care, evident, nu avem cum să nu punem în prim planul discuțiilor noastre din această seară situația din Israel, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică extraordinară în zona respectivă, dar în această emisiune vom ataca și alte subiecte, unul dintre ele în exclusivitate. Veți urmări aici un subiect care, din punctul meu de vedere, e unul destul de grav. Premierul Marcel Ciolacu și o companie a statului român sunt subiectul unor escrocherii în zona rețelelor online. Veți vedea că e o chestiune foarte bizară și mai bizară este lipsa de reacție a autorităților române, DICOT și alte instituții în această categorie, poate chiar Serviciul Român de Informații, care nu reacționează în legătură cu această escrocherie. Despre ce este vorba, însă veți afla la momentul potrivit. Deocamdată, permiteți-mi să salut invitații. În studio este domnul George Râpă, consultant politic. Bună seara, bun venit, George. Bună seara, Robert. Norica Nicolai, doamna Norica Nicolai, fost europarlamentar. Bună seara, doamna Nicolai, ni se alătură în această seară prin legătură video directă. Bună seara, doamna Nicolai. Bună seara dumneavoastră și invitatului dumneavoastră. E bine că ne auzim și ne vedem perfect, dar acum îi spunem bună seara și domnului Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Bună seara, Cristi Diaconescu. Bună seara. Și mulțumim că ești alături de noi, pentru că încă de la bun început vreau să te rog să ne spui cum se vede din punctul tău de vedere, că a fost ministru de externe, vizita domnului Joe Biden la Tel Aviv. Există lucruri de remarcat, să spunem, în mod special în dialogul pe care l-a avut cu premierul Netanyahu și în declarațiile pe care le-a făcut domnul Biden astăzi? În primul rând, față de criza din Orientul Mijlociu, Joe Biden a luat decizia, sigur, împreună cu toată administrația americană, de a se reimplica în Orientul Mijlociu. Este o problemă de asumare militară, cum bine se vede Mediterana de Est, dar în egală măsură politică și diplomatică. Sigur, fundalul este unul extrem de complicat. Se spune că de la vizita în Europa lui Kennedy din 1963 nu a existat un moment mai complicat pentru Statele Unite și pentru regiune ca această situație în care acum Joe Biden s-a implicat. În primul rând, nu s-a ferit de subiect, ceea ce este important. În al doilea rând, a vorbit despre sprijinul total pe care Israelul primește din partea Statelor Unite, dar în egală măsură, și aici este foarte interesant, a adăugat în discursul său și tema autodeterminării palestiniene. De regulă, președinții americani, câtă vreme procesul de pace nu avansa, nu intrau în acest subiect. Biden a făcut acest lucru și, sigur, a adăugat punctul de vedere al Statelor Unite, comunicat nu numai Israelului, ci întregii lumii arabe, în ceea ce privește o ofensivă de amploare a Israelului pentru a răspunde la un atac terorist. Aici chestiunea este clară. În fâșia Gaza, spunând după 11 septembrie și noi, Statele Unite, am avut un moment de emoție, o formă de angajament absolut obligatorie în ceea ce privește retalierea, dar în același timp am făcut greșeli. Ei bine, din această perspectivă este evident în opinia mea faptul că Biden a trimis în discuțiile cu Consiliul de Securitate israelian un anume tip de mesaj, și anume că este perfect normal ca Israelul să aibă Statele Unite alături. În egală măsură este absolut normal ca Israelul să-și pondereze acțiunile de o manieră atentă. Cum vezi din momentul de față această dispută care îmbracă, sigur, și aspecte de dezinformare, dar și de o parte și de alta, ne dăm seama ce a fost acolo, în legătură cu racheta lansată asupra spitalului din Gaza? Despre ce vorbim în această speță? Ca să rezumăm, dincolo de aspectele tehnice și de dezinformare, cum foarte bine ai menționat, în ceea ce privește narativul de victimizare, pe fundalul unei neîncrederi profunde, istorice, între cele două tabere, cum spunea Joe Biden. Din păcate, explicațiile în acest moment sunt acceptate, sunt înțelese la nivelul celor care doresc să
să aștepte alternativele de toate părțile. Din punct de vedere al palestinienilor, al lumii musulmane însă, după părerea mea, tema este deja depășită. Sigur că vom vedea ce va rezulta în perioada următoare, dar momentul a fost speculat de Hamas și, în mod evident, folosit intens pentru a crea un anumit tip de atitudine în ceea ce privește lumea musulmană. Cât și cum a fost crezut această explicație, sigur, vom vedea și rămâne o temă de dezbatere, dar dincolo de acest aspect, sigur că Hamasul a încercat să compenseze din punct de vedere comunicațional momentul 7 octombrie. Nu va reuși, dar pe de altă parte, și aici este o chestiune interesantă, și-a asumat o formă de victimizare care nu poate fi însoțită de un act agresiv, pentru că va fi în mod categoric anulată, ci o formă de victimizare care, sigur, în măsura în care protestele și-au fost câteva, nu foarte semnificative în întreaga lume, ar fi sprijinit legitimitatea acțiunilor în continuare. Deci este un moment de parcurs și, evident, în criza care continuă și preocupă o lume întreagă, este evident un semnal în legătură cu modul în care în perioada următoare, față de acțiunile militare a Israelului, Hamasul se va poziționa. Mulțumesc foarte mult, Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, pentru acest comentariu. A spune chiar la cald în legătură cu vizita lui Joe Biden la Tel Aviv. Plonjăm cu discuția în studio, însă înainte de a deschide dialogul aici în platou cu George Râpă și cu doamna Norica Nicolae, vă propun să vedem o scurtă secvență cu declarații ale lui Joe Biden și ale lui Mahmoud Abbas în legătură cu ceea ce se întâmplă în momentul de față. Sunt două secvențe scurte, dar încărcate de semnificații și de sensuri. Priviți. وبذلك تكون حكومة الاحتلال قد تخطت كل الخطوط الحمراء ولن نسمح لها بالإفلات من المحاسبة والعقاب. منذ اليوم الأول للعدوان عملنا على حقن دماء شعبنا. I'm deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. So we got to overcome a lot of things. George, sunt în momentul de față, hai să ne ocupăm de această chestiune care a produce în acest moment foarte multe emoții. Da? Se vorbește de 400 și ceva, de 470 ceva de oameni morți, da? Și răniți. Nimeni nu știe cine, a cui e vina. Unii spun că e vorba de rachetă trasă de israelieni, ceilalți spun că este vorba de o rachetă trasă de statul islamic, de islamiști. Da? Da. Deci e o confuzie teribilă. Sigur că ne aflăm într-o zonă în care lucrurile nu pot fi verificate. Cine merge pe teren să verifice? Vine Joe Biden și spune, pare că e din partea cealaltă, nu de la israelieni. La ce asistăm, de fapt? Da, domnul Cristi Diaconescu a vorbit câteva secunde despre lucrul ăsta. Asistăm, evident, și la un război informațional. Asistăm, evident, la folosirea acestor evenimente în scop propagandistic, fie că ele au fost create de dușman sau poate că au fost create chiar de tine, dar încerci, evident, să le deturnezi sensul. Este exact ceea ce se întâmplă în acest spațiu de la dinainte de înființarea statului evreu, dacă vreți, înainte de 1948. Acum avem cu totul alte mijloace, iată, la doar câteva minute după ce spitalul acela a explodat aseară, știrea era pe toate gazetele lumii, cum vorbeam noi în presa scrisă acum 20 de ani și toată lumea vedea deja imagini de acolo. Ceea ce, totuși, președintele Biden a spus o chestiune și eu clin să-l încred. De ce? Pentru că Statele Unite nu-și permit, mai ales când vorbim de conflictul acesta, să vină și să pară că iau partea în mod evident unei țări. Evident că țin cu Israelul împotriva... Păi nu, și Biden, la vârstă, era destul împotriva... de nuanțat.
pare se, n-a zis clar pare că e categoric. Pare se și întrebat apoi, spune că astea sunt informațiile de la DOD, de la Departamentul Apărării din Statele Unite. Dar sunt unele chestiuni care ne pot duce cu gândul că, într-adevăr, statul islamic a tras acea rachetă sau altă organizație teroristă, nu neapărat Hamasul, poate Hezbollahul de acolo din Gaza. Adică, dacă ne uităm la modul în care zboară acea rachetă, dacă ne uităm la faptul că ea se desprinde dintr-un grup de alte 6-7 rachete care își continuă ținta și mai ales o chestiune pe care a spus-o israelienii. Noi, în general, pe care a spus-o chiar israelienii, noi, în general, când folosim o rachetă, acea rachetă lasă o groapă foarte mare în urmă. Da, este ceea ce, un crater ceea, acolo. Un crater, da. Este ceea ce vedem și în războiul din Ucraina. Ori acum, explozia pare că a fost nu neapărat într-un singur loc, ci pare că a fost asta e o demență. Adică ce? O explozie care s-a propagat. Hamas și să-și ucidă, să ucidă palestinieni din dorința de a arăta că evreii sunt criminali. Noi știm deja că ei folosesc scuturi umane, dar pe de altă parte, poate că nu a fost dorința lor de a lansa racheta în acest spital. Poate că poate că o rachetă din numeroasele pe care le folosesc, așa cum se întâmplă de foarte multe ori, nu și-a atins ținta, pentru că e o chestiune. Oamenii și-a atins ținta și s-a dus într-un spital din Gaza. Peste 90% dintre rachetele pe care teroriștii Hamas le folosesc pentru a ataca Israelul sunt ceea ce numim homemade. Sunt făcute acasă. Da. Adică sunt niște oameni care pun, cum luau țevile alea de la conductele de apă, pun explozibil și Dumnezeu cu mila. O pun, o trag și depinde unde ajunge. În momentul în care ești foarte aproape de graniță, șansele ca acea rachetă să depășească granița și să lovească teritoriul israelian, nu neapărat un oraș, sunt mari. În momentul în care Israelul deja a făcut covor de bombe și a curățat oarecum câțiva kilometri la începutul graniței, ei trag din ce în ce mai din spate. Ori asta înseamnă că nu ar trebui să excludem și de fapt... Bine, nu vreau, hai să ne oprim la chestia tehnică că vom vedea. Eu vreau să spun câteva cuvinte despre președintele Joe Biden. El nu s-a dus acolo ca să semneze ceva, nu s-a dus acolo ca să negocieze ceva. Prezența lui acolo este una simbolică. Statele Unite au vrut să transmită mesajul foarte ferm că sunt alături de Israel. S-o trimis pe Kamala Harris în regiune, era absolut o prostie. Femeia e o catastrofă și pe plan intern și pe plan extern. Oriunde o trimiți o catastrofă. Exact, nu știu cum să o ascundă. Să trimiți pe ministrul de externe ar fi fost prea mult, care deja fusese, dar ar fi fost prea puțin, îmi cer scuze. Tocmai de aceea au preferat să-l trimită pe Joe Biden. Ori Joe Biden exact asta a transmis, sunt aici. Atenție că în largul coastelor mediteraneene sunt două grupuri de luptă conduse fiecare de un portavion. Apropo, un grup de luptă de genul acesta reprezintă mai mult decât armata unor state NATO, să ne înțelegem. Pentru că discutăm despre un portavion care are în jurul lui 10, 20, poate chiar mai multe nave de luptă și de mii de submarine. Și de submarine, exact, și mii de militari. Deci cred că prezența lui este una simbolică. Din nefericire, evenimentul de aseară a fost folosit de unii dintre liderii statelor arabe pentru a amâna o întrevedere cu președintele Biden. Și de fapt, vedem de fiecare dată că în momentul în care Reis bucnește, se încălzește, acum chiar a dat în clocot, conflictul dintre Israel și organizațiile teroriste, există un concurs printre liderii statelor musulmane sau statelor arabe, cum vreți să spuneți, unele dintre ele sunt și, în cine înjură mai tare Israelul, cine demonstrează mai multă ură față de evrei. De ce? Pentru că este și o presiune a străzii interne. Cu excepția unor state, așa cum se spune că ar fi Iordania, Egiptul, celelalte state nu prea își permit să facă lucrul ăsta. O să revenim la această chestiune. Vreau să mergem și la doamna Norica Nicolai. Norica Nicolai, vizita lui Joe Biden la Tel Aviv a adus, am văzut deja, la proteste furioase, de exemplu, în Liban, unde a fost atacată ambasada Statelor Unite ale Americii și s-au folosit cocktailuri Molotov și alte astfel de, nu știu cum să spun, metode de a ataca la un moment dat o ambasadă sau un obiectiv. În orice caz, tensiunea este în creștere și mă întreb în condițiile astea dacă totuși a fost și este oportună vizita lui Joe Biden la Tel Aviv. Adică înțeleg ce spune George Râpă, a dat un semnal că este foarte, e alături de, nu că mai mult decât că e alături de Israel, este direct implicat în această criză, însă categoric vizita lui la Tel Aviv a sporit tensiunea în zonă, vorbesc de tensiunea venind dinspre cealaltă parte, nu?
Asta este cert, mai ales că s-a produs a doua zi după incidentul de aseară, care practic a separat cumva apele, inclusiv în interiorul opiniei publice. Sunt oameni care nu mai sunt interesați de explicațiile tehnice pe care le dau unii și alții și care și-au creat convingerea emoțional după ceea ce au văzut că s-a întâmplat în Gaza. N-ar fi fost foarte bine pentru imaginea Statelor Unite să trimiți doar portavioane și tu să nu te duci, pentru că trebuie să creezi totuși aparența încercării unui dialog, încercării de a preveni sau de a preveni acest tip de efecte ale conflictului din Gaza. Deci doar o vizită simbolică, pentru că în opinia mea această vizită nu schimbă foarte mult din economia jocului din Orientul apropiat. Am văzut acea recunoaștere a greșelilor pe care le-au făcut în bătălia cu contraterorismului. Am văzut că nicio clipă nu se pronunță ferm cu privire la autorul atentatului de aseară din Gaza. Văd că toată lumea exclude Hamasul și mă întreb de ce, pentru că inițial aseară toate posturile de știri au exclus Hamasul și au lăsat să se înțeleagă că cel care trebuie să-și asume răspunderea pentru ce s-a întâmplat acolo este Israel. Dar vizita președintelui Biden trebuie coroborată și cu ce s-a întâmplat în seara asta la ONU, pentru că la Consiliul de Securitate s-a depus o rezoluție prin care s-a solicitat încetarea temporară a ostilităților și organizarea culoarelor umanitare pentru fâșia Gaza. Chestiune de care a vorbit și președintele Biden astăzi, a spus că e nevoie chiar să se organizeze de către comunitatea internațională și s-a oferit să dea din bugetul Statelor Unite 100 de milioane pentru ajutor umanitar pentru fâșia Gaza. Această rezoluție a fost blocată de Statele Unite în seara asta, ceea ce mie îmi spune foarte clar că dincolo de încercarea de a nu ostiliza decisiv lumea musulmană, lumea arabă, cum spunea George, Statele Unite stau alături de Israel în toate condițiile. Vom vedea care va fi evoluția. După părerea mea, a tras și o formă de ostilitate vizibilă asupra misiunilor diplomatice americane, Argentina, am văzut Libanul, unde pot să înțeleg, pentru că acolo contenciosul este mult mai vechi, Argentina nu prea, dar sunt comunități palestiniene mari și în Chile și în Argentina. Israel a mai fost atacat o dată, parcă în 1993, ambasada de la Buenos Aires. Deci, după părerea mea, ne poziționăm deja între două lumi. Una care, sigur, include momentul de față și lumea arabă, dar care se atașează celeilalte, care cu siguranță își dorește o lume bipolară și un alt tip de ordine mondial. Nu una unipolară dominată de Statele Unite. Da, pentru că trebuie să punem în ecran ce se întâmplă la Beijing și ce se întâmplă în Orientul apropiat. E un război hibrid, e foarte importantă emoția, e foarte importantă comunicarea și foarte importantă imaginea. Oamenii la asta se uită, nu au timp să verifice și iau prima reacție ca fiind și cea adevărată. Din păcate. Vreau să revenim puțin la această declarație care și mi s-a părut, aș spune chiar surprinzătoare, făcută de președintele Joe Biden, care zice așa, apropo de furia, ura, mă rog, care e predominantă în momentul de față în zonă, zice așa Joe Biden, fiți foarte atenți în privința asta, dacă simțiți ură, nu vă lăsați copleșiți de ea. După 9-11, am fost cu toții plini de furie în Statele Unite, am căutat să facem dreptate, am făcut dreptate, dar am comis și greșeli, a zis Joe Biden în conferința de presă ținută la Tel Aviv. Nu cred că am mai auzit un președinte american, atunci era George Bush Junior, da, mai fost. Șef, care să fi spus că s-a America a făcut greșeli. Și Barack Obama și Donald Trump. Donald Trump, cu referire la faptul că după intervențiile din Irak și din Afganistan, mm-hmm, s-a mers boots on the ground și s-a încercat schimbarea unui regim și democratizarea țării, iar Barack Obama la rândul lui a condamnat, dacă ți-amintești, Robert, în epocă, faptul că anumiți
islamiști au avut parte de tratamente inumane. Că exact, Abu Ghraib și, da, și Guantanamo. Trebuie să admiteți măcar că totuși să faci declarația asta la Tel Aviv, într-un astfel de context, e un soi de captație, o benevolență în legătură cu statele arabe? Probabil este și asta. Probabil este și asta. Dar aș vrea să comentez, înainte de asta, aș vrea să comentez foarte scurt informația pe care a dat-o doamna Nicolae, mi se pare importantă. Așa este, dar rezoluția de la ONU cred că avea mai degrabă ca scop exact de a pune cel puțin deocamdată pauză unor intervenții izraeliene. Pentru că nimic nu oprește în momentul de față fie Iordania, fie Egiptul, să ia populație civilă din Gaza. Egiptul sunt cei care au închis granița și care, atenție, e extrem de interesant, vin și invocă rațiuni de securitate. Adică Egiptul zice, noi am luat pe băieții din Gaza, dar nu știm cine mai vine cu ei. Pentru că s-ar putea să vină și teroriști. Pentru că în Egipt nu mai e frăția musulmană, așa cum era acum, în urmă cu un deceniu la putere, așa cum și-a dorit Barack Obama. În Egipt Egiptul a redevenit, să zicem, o republică militarizată. Pentru că chiar dacă sunt alegeri democratice, în esență, republica se susține cu forța armei și nu cu forța, democrației. Revenind la întrebarea ta, este evident că Joe Biden în momentul de față trebuie să mulțumească și statele arabe. Nu poate veni acolo cu un mesaj de genul faceți dreptate cât mai repede, urmăriți-i pe teroriști, oricare ar fi efectele acțiunilor voastre, aveți toată legitimitatea și toată susținerea Statelor Unite. Nimeni nu putea să zică asta. Din contră, le-a zis, se pare bizar totuși că e un fel de urmăriți pe teroriști, dar aveți grijă la victimele civile. Asta ca să se simplifice. Da, israelienii cred că ce spunea George, pentru Egipt este explicabil, să nu uităm că după căderea regimului Mubarak, primele alegeri libere au adus la putere frații musulmani. Da. A fost nevoie de o lovitură de stat pe care Occidentul NATO condamnat-o, dimpotrivă a tolerat-o, considerând că este mai bine să te înțelegi cu generalul Sisi decât cu frații musulmani pe care îi ai pe lista ta de organizații teroriste, dar ei conduc o țară și trebuie să iei în seamă. E fără îndoială o problemă și pentru leadership-ul egiptean, pentru că o prezență în Gaza semnificativă a palestinienilor și a unor teroriști Hamas sau jihad islamic i-ar putea crea probleme de stabilitate în interior. În plus, situația economică a Egiptului nu e una fericită. În ceea ce privește însă Iordania, trebuie să vă spun că Iordania are deja o foarte mare problemă. Are 75% din populație palestiniană, deci mai mult numeric decât populația iordaniană. Are, ca urmare a războiului din Siria, taberele de refugiați sirieni de la Zatari și are o situație economică destul de proastă. Așa, asta cred că l-a făcut pe regele Abdallah să fie destul de echilibrat în a se poziționa într-o parte sau alta. Pentru că am văzut, dacă ți-aduci aminte, George, Iordania s-a implicat și în formatul Astana pentru a încerca să găsească o soluție la Siria. Știu foarte bine zona, am fost de multe ori cu ajutoare umanitare din partea Uniunii Europene și cred că niciuna dintre cele două țări nu poate primi la nivel de un milion, aproape două milioane populație, fără un sprijin internațional clar, pentru că amândouă au populații sărace. Și dacă tot mergem în trecut, să mergem undeva la tatăl actualului rege Abdullah, care în urmă cu aproximativ jumătate de secol, da, a avut o mare problemă pe teritoriul său atunci când au apărut brigăzile Septembrie Negru, dacă vă amintiți. Da. Foarte mult a fost la știri. Ele, aceste brigăzi nu erau îndreptate nici împotriva izraelienilor, nici împotriva creștinilor. Brigăzile Septembrie Negru au fost înființate de islamiști radicali pentru a înlătura monarhia din Iordania. Au fost probleme foarte mari. Acolo a fost un război civil. Ori oamenii ăia știu foarte bine, i-am mai avut pe ăștia aici. Avem, așa cum spune doamna Nicolae foarte bine, 75% din populație în momentul de față este palestiniană sau în fine, din zona aceea. E o țară destul de greu de sunt condus. Primii refugiați din după 48-49. Da. Aș vrea totuși să ne întoarcem un pic la ceea ce, sigur, cred că sunt foarte mulți israelieni, spre exemplu, care așteaptă, o să o rostesc direct, să fie răzbunați pentru ceea ce s-a întâmplat în 7 octombrie, să există o răzbunare și răzbunarea asta o vor pe teren, vor să vadă armata israeliană pătrunzând în Gaza.
Există declarațiile făcute cu subiect și predicat de Netanyahu, de ministrul apărării din Israel, care au zis intrăm în Gaza. Sunt 2-3 zile de când au făcut aceste declarații, da. Nu? Intrăm în Gaza, vom schimba fața Orientului Mijlociu. Toată lumea a înțeles că va fi vorba de o operațiune de amploare. Ori deja de mai bine de 24 de ore, toate aceste chestiuni au început să capete un alt fel de ton. Se caută se pune un bemol, să zicem, la tot ceea ce înseamnă partitura asta războinică. Da? Oamenii spun, da, vom avea o intervenție în Gaza. Deja nu se mai vorbește despre o intervenție la sol. Vom avea o intervenție în Gaza, dar va fi altfel decât ceea ce vă așteptați poate să vedeți. Vizitele lui Joe Biden în zonă și altele care au mai fost și care poate vor mai veni, sunt și ele de natură să țină lucrurile. Nu poți să te apuci acum să invadezi Gaza cu Biden la Tel Aviv sau cu Biden în zona Orientului. Absolut. Da? Dar, până la urmă, emoțiile pe care le are un om politic sunt aceleași pe care le are și un civil, dacă vreți, pe care le are și un om nu, simplu. Nu, te contrazic. Nu poți. Când ești Bibi Netanyahu să vii și să ieși să spui nu. Îi radem, îi omorâm nu. Și după aceea lumea stă și așteaptă. Îi radem, îi omorâm pe Hamas. Da. Ok. În momentul, în momentul acela, Bibi Netanyahu încerca să răspundă așa cum bine ai spus și unei emoții extraordinare în Israel și la nivelul întregii planete. Să ne imaginăm, Doamne ferește, că România ar fi victima unui atac din partea unei organizații teroriste, nu știu, de atac în Marea Neagră, ca să, da? Și avem 1400 de victime. Păi eu spun că 99% dintre români vor spune... Trebuie să se facă dreptate. Da, da. Dincolo de răzbunare, trebuie să se facă dreptate. Nu putem aștepta, da, justiția divină. Ori, cu siguranță că astea au fost și sentimentele în Israel. Pe de altă parte, Bibi Netanyahu trebuie să țină cont de două, trei chestiuni fundamentale. Una, în Gaza, în momentul de față, sunt aproximativ 200 de israelieni care au fost răpiți de Hamas, da. Iar din punctul meu de vedere, din secunda zero, acei 200 de israelieni au fost trecuți imediat ca și pierdere. Dar trebuie să mai țină cont de ceva. Israelul nu a mai fost acolo cu boots on the ground de peste 15 ani. Chiar dacă în timpul ăsta a fost. De la invazia din 2008. Da. Au fost cu siguranță în timpul ăsta informatori care au spus despre ce se întâmplă acolo. Au fost poate și agenți secreți. Dar nu se cunoaște exact cum arată în momentul de față tunelurile de acolo. Nu se știe exact ce arme au acei oameni. Nu se știe exact anumite clădiri cum au booby traps sau nu știu cum să le zic, au bombe de acelea care explodează în anumite momente care intră cineva. Ei, din punctul ăsta de vedere, cred că trebuie să fie foarte atenți pentru că Bibi Netanyahu, dacă vă uitați în tot mandatul lui, care e destul de lung, sau mandatele, că au fost mai multe, vreo 25 de a evitat de fiecare dată o escaladare a conflictelor. Tipul de operațiune pe care el l-a preferat a fost acela de intervenție rapidă, punctuală, în care fie extragi, fie elimini pe cineva. Pentru că asta e o operațiune care, chiar dacă, să spunem că ajunge să fie un eșec, nu are niște proporții istorice. Pe când în momentul în care tu intri acum în fâșia Gaza, cu, să spunem, 100.000 sau 150.000 de militari, mulți dintre ei, chiar dacă au făcut armata, nu sunt ofițeri de carieră. Ori, să ne imaginăm noi doi, Robert, că mergem acolo. Vom considera fiecare țintă care mișcă un potențial pericol. Vom trage în secunda 2, ceea ce poate că un militar de carieră va analiza, va avea puterea de a gândi rece și să nu tragă într-un bărbat care poate merge la pâine. Noi s-ar putea să tragem, pentru că noi nu avem antrenamentul ăla. Ori asta ar însemna, și de o parte și de alta, un număr de victime uriaș. Ori cu siguranță că Bibi Netanyahu nu-și dorește asta. Dar ceea ce pare că se întâmplă, pare că Israelul, cu siguranță că are niște informații de acolo, și lovește în fiecare noapte sute de ținte ale Hamas. Asta cu siguranță că se întâmplă. Da, tocmai pentru că Bibi Netanyahu nu este un politician, cum să spun, ca Justin Trudeau. Da, tânăr și neexperimentat din punctul ăsta de vedere. E cel mai experimentat lider al planetei. Este probabil cel mai experimentat. Democrat. Da, democratic. Cred că despre asta vorbim. Nu știu acum cât de democrat, dar în orice caz are foarte mare experiență. Totuși, Netanyahu, când a ieșit, când a fost asta, cred că duminică seara, sper să nu mă înșel, cu tonul acela foarte războinic, spunând, iradem, intrăm peste ei, vom... aduce dreptate și așa mai departe.
Dacă lucrurile trebuiau după aceea puse, cum ziceam, pe partitura asta războiului, încă trebuia pus un bemol, nu văd de ce a ieșit cu acele declarații. Adică, la experiența lui, ar fi putut găsi o altă formă prin care să zică, dom'le, vom declanșa acolo o operațiune militară. Toată lumea a crezut că să intră terestru în fâșia Gaza. Burtierele de la televiziuni au stat înghețate cu titlul imediat sau din clipă în clipă se intră în fâșia Câteva Gaza. Câteva zile, Robert. Zile, da. Era chiar jenant, efectiv. Adică la un moment dat, zicea, acum imediat, se intra în Gaza. Normal. Și atunci, cum se explică acest lucru? După părerea mea, Netanyahu, care într-adevăr este experimentat și este și omul reacțiilor rapide, dacă te uiți în toată istoria lui de prim-ministru al Israelului, a ieșit cu această reacție pentru a da satisfacție, este o reacție vindicativă, imediat poporului său, dar Bibi Netanyahu cred că știa că în momentul de față situația este mult mai dificilă și nu este deloc identică cu ceea ce s-a întâmplat, inclusiv la ultima invazie, când Israelul a invadat Palestina, fâșia Gaza, dar au fost forțați sub presiunea comunității internaționale să retragă. Eu cred că acum jocul este mult mai complex și el se leagă de resursele de gaze naturale descoperite în această zonă. Mm-hmm. În primul rând, dacă în Israel, resursele de gaze și nu numai. Da, este Leviatanul care este aproape de Haifa. Dar există în iunie anul acesta, Bibi Netanyahu a lansat o opțiune de dialog pentru autoritatea palestiniană, în care n-a inclus Hamasul, dorind să înceapă exploatarea unei rezerve, Gaza Maritim, care este la 30 de kilometri de Gaza, de fâșia Gaza. Excelent abordare. Are 1000 de miliarde de metri cubi de gaz. Se exploatează din 2019 în zona Haifa. Acum contenciosul este mult mai mare, pentru că punga, care este, se pare, de 10 ori mai mare decât rezervele din Marea Neagră, se duce inclusiv spre Liban. Libanul a și atacat la ONU această chestiune. Se duce spre Palestina și autoritatea palestiniană, dar și spre Egipt. În momentul de față, interesele din zonă sunt atât de mari, pentru că Leviatanul explorează Chevronul prin compania aceea care acționează și în Marea Neagră, sunt atât de mari încât și s-au făcut investiții majore, încât lumea încearcă să fie cumva mai temperată, pentru că în plan economic are major de pierdut. Ori palestinienii și Hamasul cred că au fost conștienți, am văzut reacția lor la vremea respectivă, pentru că ei speră ca să fie introduși în această formulă de exploatare, măcar prin redevențe, ceea ce le-ar permite să nu mai stea la mila Israelului cu apă, lumină și eventual locuri de muncă. Asta se întâmplă de 30 de ani, dar și la comunității internaționale. Dă-ți seama că 500 și ceva de miliarde de dolari, cât este estimată, câteva miliarde ar ajunge și în Gaza și le-ar permite să depășească stadiul de teritoriul ghetou, pentru că am fost acolo, asta este realitatea. Ne place, nu ne place, putem să spunem că blocurile sunt înalte, dar este o nenorocire, practic. Cred că în momentul de față, mai multe interese globale îi fac pe toți să fie ușor rezervați, că pentru petrol s-au cam bătut toți întotdeauna. Excepțional. Și îți mulțumesc, Norica Nicolae, pentru faptul că ai adus în discuție această perspectivă care este prea puțin discutată în acest moment, dar într-adevăr descoperirea unor rezerve extraordinare, unor de gaze de șist mai ales în zonă, inclusiv în Israel, schimbă și modifică radical geopolitica regiunii, raporturile de forță, da, inclusiv din punct de vedere economic, pentru că sunt țări care ani de zile au fost dependente fie de petrolul de adus din import, fie de gazul adus din import și care în ultimii ani, aproape un deceniu dacă stăm să ne gândim de când au început prospecțiunile în zonă, au descoperit că au rezerve chiar foarte mari de gaze de șist, mai ales că despre asta este vorba, ceea ce schimbă radical raporturile de forță în zona respectivă, în zona Orientului. Aș vrea să completez foarte pe scurt o parte de să aduc un nou element la imaginea foarte bine expusă până acum.
sunt toate țările din regiune au interesul să fie pace și, să, și să se facă business, să se facă bani. Așa cum i-a adus Trump în urmă cu 5-6 ani pe toți la o masă și le-a zis, bă, voi sunteți nebuni, haideți să facem bani, să facem business, oamenii să trăiască bine. E bine, sunt totuși trei țări care nu sunt atât de interesate de pacea regiunii. Sau mai bine zis, două țări și, și organizațiile teroriste. Acele țări sunt Iranul și Federația Rusă. De ce? Există o conductă de gaz care pleacă undeva din Arabia Saudită și ajunge exact în portul Haifa, unde spunea, unde spunea doamna Norica Nicolae. În conducta asta de gaz, care cred că aparține tot unei companii americane, cred că tot Exxonului, ar putea să bage gaz pe conductă și țiței, pentru că sunt contexte separate, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatarul și Kuwaitul. Ori asta ce înseamnă? Asta înseamnă că nu-ți mai exporți resursele energetice prin Golful Persic. Golful Persic pe care, după cum știm, din când în când, în, în celebra strâmtoare Hormuz, vin două nave de luptă iraniene și întreaga planetă stă și se uită cum prețul la baril începe să crească doar pentru că 24 de ore petrolierele nu au ieșit acolo. În momentul în care tu aduci aceste resurse energetice direct la Haifa, păi în 24 de ore ele sunt deja în Europa. Absolut toate țările vor să facă acest lucru, inclusiv Arabia Saudită vrea să scape evident de prietenii iranieni. Cine este țara disperată dacă se întâmplă așa ceva? Iranul, pentru că în momentul în care Iranul va vedea că toate țările din Golf își exportă pe acolo energia, Iranul va rămâne o țară sărăcită. Cine mai este o țară interesată să se întâmple ceva în Orientul Mijlociu? Absolut orice. Federația Rusă, pentru că întreaga planetă este cu ochii pe Federația Rusă și pe invazia din Ucraina. Și cine își mai dorește? Evident, aceste organizații teroriste de tip Hamas, Hezbollah și, și celelalte din, și celelalte din regiune. Deci, într-adevăr, da, energia acest, e foarte importantă. Iartă-mă, George, în acest context, apropo de greșelile de care vorbea președintele Biden, păi cea mai mare greșeală, care cred că are legătură cu asta, e primăvara arabă, Robert. Au fost aproape 20 de ani de relativă stabilitate în zonă, sigur că atacuri mărunte, cum sunt organizațiile teroriste obișnuite, dar nimic semnificativ. Căderea dictatorilor în Irak, în Siria nu s-a întâmplat pentru că asta i-a permis Rusiei să intervină direct și să rămână acolo, iar încurcând practic toate aranjamentele economice din zonă, în Egipt, toate au dus la vulnerabilizare. Cred că mai degrabă un dialog și un business de tipul celui propus de Trump, să câștigăm fiecare câte ceva din ceea ce unii au, ar fi fost mult mai util pentru o oarece stabilitate, pentru că excese vor fi, au fost și vor fi în continuare, după părerea mea. Vreau să mai notez, doar să o indexăm, ca să spunem așa, o declarație, încă o declarație a domnului Joe Biden, care zice, ziua de 7 octombrie este cea mai sângeroasă zi de la Holocaust încoace pentru comunitatea evreiască. Și spune, dacă în timpul Holocaustului lumea a privit, a știut, dar n-am făcut nimic, în prezent nu vom sta fără să facem nimic, nici azi, nici mâine, niciodată. Acum, zic și eu, ușor ironic mărturisesc, ce a vrut să spun autorul? Adică, în prezent nu vom sta fără să facem nimic, nici azi, nici mâine, niciodată. Deci, ce urmează? Nu, e un fel de mesaj, suntem alături de Israel, e un fel de continuare, susținem dreptul la existență al statului evreu și dreptul său la autoapărare. Referirea la Holocaust nu e ușor... Nu e exagerată, pentru că... Nu spun exagerată, e poate chiar nepotrivită într-un astfel de context. Niciodată de la Holocaust și până acum nu au murit într-o singură zi mai mult de 1000 de evrei, indiferent de naționalitate, fie că sunt sau nu cetățenii statului Israel, doar pentru faptul că sunt, doar pentru faptul că sunt evrei. Niciodată. Și au mai fost atentate, au fost deturnări de avioane, ce făcea Organizația de Liberare a Palestinei pe anii 60-70. Știu și băieții de la DIE, că și ei se ocupau să-i ajute. Avem München în 72. Da. Avem foarte multe, dar niciodată nu a fost un număr atât de mare de civili, pentru că discutăm despre civili, uciși în 24 de ore. Deci, din punctul ăsta de vedere, comparație cu Holocaustul, am văzut că s-a mai făcut și mi se pare că... Da, am văzut-o și eu făcută inclusiv de liderii statului de ei, Israel. Dar mă gândesc în tot timpul dacă domnul Joe Biden, ducându-se în vizită la Tel Aviv, s-a dus acolo pentru a încerca să găsească o formulă de
hai să spunem, dezamorsarea conflictului, poate e prea mult spus, dar de diminuarea potențialelor victime din rândul civililor, sau declarațiile din categoria asta și cele pe care le-am citat el mai devreme, atenție, nu fac decât să crească tensiunea. El s-a dus nu doar la Tel Aviv. Da. El a vrut să se vadă să și se cu vadă, băieții ceilalți. Dar iată că acum e mai complicat pentru că... Da. De-aseară, da. Cred că știa că nu se poate vedea cu nimeni, dar vreau să mai adaug un lucru. Astăzi expiră celebra rezoluția ONU prin care îi se impuseseră Iranului tot felul de interdicții, inclusiv aceea cu înghețarea activelor. Deci în momentul de față Iranul este liber de sarcini și liber să joace în zonă, pentru că ei au într-adevăr un interes în afară de piața japoneză, unde sunt relevanți, și statele din jur nu prea au unde să vândă. Cred că descoperirea de foarte multe resurse va crea foarte multe conflicte, pentru că toată lumea dorește să câștige cât mai mult și dacă se poate singur. De asta era acuzat și Netanyahu de către lumea arabă. Sigur, după părerea mea, cred că această comparație cu Holocaustul, care a fost nu o zi, au fost ani în care Holocaustul s-a întâmplat în lagurile de concentrare, este ușor deplasată, dar este simbolică, este touching pentru populație și mai ales pentru poporul evreu, care a făcut din Holocaust o problemă de stat. Să ne amintim că negarea Holocaustului este aproape peste tot în lumea occidentală infracțiune. Deci preocuparea pentru Holocaust este una emoțională puternic pentru statul Israel și cred că asta a vrut să sublinieze Biden. Vreau să vă propun să facem un salt destul de brusc în actualitatea internă și nu numai actualitate. Am să vă prezint, spuneam și la începutul acestei ediții, o situație, hai să spunem, destul de bizară. Poate ați observat, eu sunt bombardat în ultima perioadă de apeluri telefonice sau mesaje primite de la diversi oameni care, prieteni, amici sau necunoscuți, care îmi spun că au citit pe internet faptul că am fost arestat, reținut pentru că am dezvăluit un secret de îmbogățire rapidă. Nu e numai situația mea, sunt în această situație și alte persoane publice și de la Mihai Gâdea, Dan Negru și alte personaje publice, persoane publice, care sunt folosite, a căror imagine e folosită în mod abuziv de tot soiul de scammer, de impostori, de înși care încearcă să tragă pe sfoară tot soiul de naivi care sunt dispuși să bage bani într-un cont de unde probabil că nu-i vor mai vedea niciodată. Dar mai nou, deci în ultimele zile, au început să apară inclusiv astfel de postări, dacă le vedeți, și sponsorizate pe celebra rețea de socializare Facebook, semn că Facebook este în felul acesta părtaș la această escrocherie, încasând practic bani de la niște escroci care încearcă să păcălească oamenii. Se folosesc inclusiv de imaginea premierului Ciolacu, pe care îl vedeți în imaginea, în capturile de aici. Vă rog, dați înapoi imaginea de mai devreme. Da? Deci, se spune că politicienii profită de resursele publice, 10 acțiuni hidroelectrice, atenție, compania statului român, deținută de statul român, la 1.000 de ron îți vor aduce un dividend lunar de 5.000 de ron. Asta este evident o escrocherie, o exagerare, dar foarte mulți naivi, trebuie să vă spun, pică în această plasă. Am făcut câteva capturi de pe aceste, nici nu știu cum să le mai numesc, atrag încă o dată un semnal de alarmă sau trag un semnal de alarmă public în legătură cu aceste situații. Am făcut și mulți alții raportări la Facebook, dar pe ei nu interesează de ceea ce se întâmplă în România, sau interesează prea puțin, sau interesează doar să câștige bani. Hidroelectrica, însă, compania statului român, este pusă într-o situație delicată. Numele este folosit de acest schemer pentru, iată, și pe fostul ministru al energiei, da, care este de asemenea protagonistul unui astfel de... care sunteți toți persoane publice, da, fie că sunteți jurnaliști, exact, politicieni. Eu sunt arătat și cu cătușe, m-au arestat că la Denis Rifai aș fi declarat această metodă de îmbogățire rapidă. Atrag și public atenția, inclusiv Consiliului Național al Audiovizualului, în legătură cu această spețe, și îi avertizez pe toți cei care ar avea, nu știu, tentația să se lase pradă unui astfel de metode, nu știu, de promisiuni de îmbogățire rapidă, să nu facă vreo astfel de greșeală. Oameni buni, este vorba de niște scroci care au ajuns să se folosească și de numele și de imaginea unor persoane publice, de la premierul României, la oameni de televiziune ca mine sau oameni, artiști, așa mai departe, pentru a încerca să păcălească oamenii. Aici
E o chestiune care, la care ar fi trebuit să se autosesizeze probabil DICOT-ul, probabil Departamentul de luptă împotriva criminalității cibernetice din cadrul Serviciului Român de Informații, că tot avem așa ceva, nu-i așa? Însă, da, deocamdată nu există și te întreb, Norica Nicolae, că a fost procuror. Cum poți să permiți, practic, tu, stat român, ca în statul tău să apară, ai înțeles, Turcescu ca Turcescu, bun, Dan Negru ca Dan Negru, nu știu, Andreea Marin, ești și victima unei astfel de escrocherii. Dar când îți apare și premierul României și un fost ministru, păi tu nu iei nicio măsură? Este foarte ciudat lucrul ăsta, pentru că era evident că cineva va sesiza această mizerie. Și asta poate vulnerabiliza emiterea de acțiuni de către companie, pur și simplu privatizarea prin acțiuni. Da. Aici ar fi trebuit să intervină foarte rapid Serviciul Român de Informații, dar guvernul ar fi fost cel care ar fi trebuit în numele său să solicite Facebook-ului încetarea postărilor de acest tip. E plin internetul de ele, le-am văzut și eu. Problema este însă că nu face nimeni nimic. Deci cred că am putea risca să avem de-a face cu niște băieți cărora le place chestiunea asta, pentru că atunci cumpără acțiunile mult mai ieftin. Și în momentul în care își vor face un portofoliu semnificativ, probabil vor înceta, vom auzi și de la DICOT, că s-au sesizat, dar n-au identificat. Aceste mizerii, aceste schemuri, cum se numesc ele, duc către un site unde ești îndemnat să pui în jur de 1200 sau 1400 de lei. Nimeni nu știe ce se întâmplă după ce ai băgat acești bani în contul pe care ți-l indică ei, dacă îi mai vezi vreodată sau dacă ei n-ajung pe undeva în Pakistan sau până vreun sat în India, la oficiul poștal din cine știe ce localitate. Asta e criminalitate organizată, exact, clar. Asta e, exact. Este o rețea de criminalitate organizată. Iar celor care se uită la noi trebuie să le amintim cuvintele lui Herodot, să nu credeți tot ce citiți pe internet. Iar în ceea ce este, sunt de acord cu tot ce ai spus până acum, Robert, mai puțin cu CNA-ul. Chestia asta de codul penal, nu e de CNA. Eu chiar nu vreau să văd mâine Consiliul Național al Audiovizualului sau un consiliu oarecum asemănător venind și reglementând și libertatea de expresie pe internet. Poate doar nu, că aici nu avem, aici nu avem ceva care are legătură cu libertatea de expresie. Aici avem ceva ce are legătură cu codul penal. Adică oamenii ăștia trebuie să ajungă în fața unui procuror. Oamenii ăștia, dacă îi găsește cineva, eu am văzut, m-am luat urma, ca să spunem așa, acestor difuzori, că ei sunt cei care lansează, duc undeva în republici din ăstea de greu de ajuns și cu avionul, dar aminte cu procurorul român. Cred însă că, într-adevăr, niște sesizări la grupul Meta, pentru că mai ales pe Facebook și pe Instagram apar aceste nenorociri, ar fi o chestiune binevenită, numai că noi suntem prea mici să ne adresăm, să ne asculte cineva altceva decât vreun roboțel de la grupul Meta, dar nu-ți răspunde nimeni, nu există un telefon. Ești blocat o zi, dar, o săptămână, Eu degeaba am dat report la aceste mizerii ordinare când mi-am văzut fața, că am fost reținut, arestat și așa mai departe și le-am spus, domnilor, e o încălcare. Mi-a atras atenția chestia aia în care tu știai secretul îmbogățirii rapide. Și nu l-am spus nimănui, da, bineînțeles. Mi-a spus mie, la restul. Dar acum când vine vorba, repet, de o companie a statului român, de premierul României, mi se pare realmente strigător la cer ca autoritățile române, în frunte cu DICOT, să nu ia măsuri. Mulțumesc, Norica Nicolae, pentru participarea în emisiunea de această seară. De asemenea, mulțumesc, George Rupă. Doamne și domnule, rămâneți cu Metropola TV. Începe Mădălin Ionescu Show și chiar că este show, pentru că invitații lui Mădălin astăzi sunt Mădălin Voicu și Adrian Severin. Rămâneți cu Metropola TV. Să aveți una fericită!